Am revenit după pauza de publicitate. Ne pare rău că n-am înțeles foarte multe de la domnul Spiro, pentru că traducerea n-a fost tocmai ok, dar asta este, ne vedem și cu altă ocazie. Am revenit la problemele noastre, la temele noastre. Haideți să vorbim despre luna plină vărsător, despre luna albastră. Ce ne spui despre luna albastră, Conte? Deci E plin tot internetul de luna am albastră. rămas în formulă redox, ca la chimie. Mai puțin, dar mai buni, sau cum? Chiar astăzi, la 13:43, a avut loc faza maximă de lună plină, care, în mod ezoteric, să spunem așa, este numită luna albastră și cei care sunt pasionați de astrologie, de ezoterism și de științele conexe, cunosc faptul că există două denumiri, luna sângerie și luna albastră. De ce există, că ar trebui să lămurim, de exemplu, așa pe scurt, de ce există această deosebire în denumiri, luna sângerie și luna albastră? Se pare că luna sângerie, cum este și în denumirea sa, este o fază de lună plină, să spunem, pentru că are loc la anumite intervale, este un anumit ciclu care se calculează conform unor mecanisme. Luna sângerie declanșează evenimente în exterior, deci în exteriorul nostru, în societate, pe când luna albastră declanșează aceste chestiuni în interiorul nostru. Nu se poate spune că este o preponderență de 100% și în cazul uneia și în cazul celelalte, pentru că oricum noi trăim într-o lume în care ce se întâmplă în afară este reflecția din interiorul nostru. Dar, ca să fie mai exactă clarificarea în privința acestor chestiuni, luna sângerie determină evenimente preponderent la exterior, pe când luna albastră determină evenimente preponderent la interior. Și după cum observați, au și fost clasificate pe cele două culori fundamentale ale mecanismului yin-yang, deci sângerie, ceea ce înseamnă roșu, și albastră, care este culoarea energiei yin. Ori, acest eveniment se va produce, exact cum a fost cel de astăzi, peste mult timp. Știm că în fiecare lună se produce faza de lună plină, în fiecare semn succesiv, dar o asemenea conjunctură în care, exact cum spuneam la una din emisiunile mele de astrologie, această fază de lună plină a venit exact la 24 de ore, mai mult sau mai puțin aproximativ, înainte de faza aceasta de astăzi, de la 13:43, a avut loc o opoziție între Lună și Marte pe axa RAC-Capricorn. Ori acum Luna a intrat în Vărsător pe axa cu semnul leului. Și este foarte important aspectul astral pe care Luna îl face înainte de a intra în faza de lună plină. Pentru că odată ce trece și se aliniază pe axa cu Soarele, dacă traversează înainte de această fază o planetă, se încarcă cu energia acelei planete. În cazul de față, conjunctura acestor 24 de ore, planeta care a fost tranzitată prin aspect de opoziție a fost Martele, da? N-a trecut chiar peste Marte, Marte este în RAC. Însă planeta pe care a tranzitat-o în Capricorn a fost Pluto. Deci vedem că Luna a avut de-a face cu ambii stăpâni malefici ai Scorpionului și atunci, dacă facem așa o sumarizare a ultimelor 24-48 de ore, vedem că foarte multă lume, puteți să vă faceți așa o mică revizuirea agendei de astăzi și de ieri, foarte multă lume a fost pusă ca pe jar. Mulți au fost agitați, mulți au sărit în sus, ca să spunem așa în ghilimele. Asta vreau să te întreb, cum ne influențează? Păi ne influențează într-un mod excesiv, pentru că energia luată de pe axa RAC-Capricorn, care este familia și cariera socială, a fost transmutată pe axa 5-11, deci ceea ce oferim și ceea ce ni se dă.
în funcție de ceea ce oferim. Și ce am oferit noi? Dacă Luna a tranzitat peste Pluton în Capricorn și a făcut o poziție cu Marte, aceste două planete n-au făcut decât să pună gaz pe foc. Pentru că eu așa am niște imagini, niște echivalențe oarecum figurate. Pentru mine Pluton înseamnă petrol. Da? Deci ceva inflamabil. Marte înseamnă foc și atunci dacă Luna a trecut peste această axă Marte în rac, Pluton Capricorn, n-a făcut decât să declanșeze o stare de lucruri foarte, foarte agitată. Să nu uităm, de exemplu, ce a fost astăzi și ieri pe fluxurile de știri, ce s-a întâmplat nu numai la noi în țară, ci peste tot în lume. Lumea a intrat în fierbere, propriu zis. Deci suntem exact ca un oala de ciorbă unde a scăzut foarte mult apa și au rămas legumele. Deci simțim din plin energia aceasta care... Cât o să ne țină această stare? Păi, de obicei, se spune că efectele de la o lună plină, normală, da, care nu e nici sângerie, nici albastră, se manifestă cu 3 zile înainte și cu 3 zile după. Deci, aproximativ o săptămână. De obicei, și la faza de lună albastră, tot cam atât se menține efectele, dar să nu uităm, pentru că este o conjunctură aparte și aici o să leg ideea despre luna plină și albastră, că este influențată și de portalurile de energie care s-au deschis pe Pământ. Deci, tot o săptămână ține, 3 zile înainte, 3 zile după, numai că efectele sunt de 3 ori amplificate, să spun cel puțin dublu, de 3 ori, de 4 ori, pentru că fiecare, în funcție de zodia și structura sa, resimte aceste efecte în felul său. Și dacă această fază de lună albastră se creează, s-a făcut, deja momentul maxim a trecut, s-a făcut pe axa Leu Vărsător, înseamnă că vorbim despre faptul că o luăm acum pe partea cealaltă, oarecum științifică. Energia solară a fost trimisă pe Pământ prin intermediul lunii. Deci, focul prin intermediul apei. Putem să vorbim despre faptul că sunt zodii mai mult mai influențate și alte mai puțin influențate neapărat, de această lună? Dacă luăm, de fapt, axa Leu Vărsător, e clar că aceste două semne au fost foarte influențate în aceste zile, mai cu seama astăzi, în vremea prânzului. Deci, ora 13 și 45, să zicem așa, mai rotund. Ori, de exemplu, semnelor de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, le corespunde ca și echivalent ayurvedic, de exemplu, pentru că vorbim despre starea corpului, le corespunde elementul Vata, care este energia mișcării. Și atunci, toți cei care sunteți Gemeni, Balanțe și Vărsători, gândiți-vă cam cum ați dus-o în ultimele două zile. Cred că v-ați mișcat la foc automat grupa mare. Da? Și mai ales... mai ține încă trei. Da, bine. După care? Urmează panta descendent, adică se disipează așa ecourile, dar este important ce rămâne după această fază. De la prânz, de la 13.45. N-am pentru sesizat că... înainte de a intra în emisiune. Luna este într-adevăr albastră. E, așa îi se spune din cauza... Avem aici o lună albastră superbă. Nu. Da, e frumos așa, grafic, cum arată ea. Am și explicat. Luna albastră, aici este o profunzime a informației. Luna albastră declanșează mecanisme interioare. Adică ce se întâmplă? Am explicat mai înainte. Ambele faze, și luna sângerie și luna albastră, declanșează aceste efecte. Dar în timp ce luna sângerie ne face să ne îndreptăm energia în exterior, către ceilalți, către situații, către probleme, către lucruri, luna albastră ne face să ne îndreptăm energia doar asupra noastră înșine. Și atunci, în interacțiunea în societatea pe care o avem, pentru că nu poți să spui, a venit ora 13.45, s-a făcut luna albastră, stau în casă, nu interacționez cu nimeni. Asta e o gongomanie. Acest efect și consecință pe care o aduce luna albastră, luna plină, în Vărsător, este pe sistemul de relaționare. Adică, casa 11-a Vărsătorul înseamnă sistemul de relații. O să vedeți că începând de astăzi, și în funcție de configurația horoscopului natal, bineînțeles, dar efectul general este că de acum până la următoarea lună plină care va avea loc în Pești, foarte multă lume... Deci când va fi următoarea lună plină? Peste o lună, aproape.
că de obicei așa este ciclul, da? Cel puțin vărsătorii și leii care s-au aflat pe această axă vor trece printr-un iureș de schimbări favorabile, bineînțeles, dar care o să-i solicite foarte mult. Adică, cum să spunem, trebuie să-și dozeze efortul de așa manieră ca să reziste. Da, să țină pasul cu aceste energii, pentru că pur și simplu există la ora actuală și cei de la NASA și alte cercuri științifice au dat semnale de alertă în această privință, inclusiv cercurile de ezoteriști sunt deversate pe planetă în acest moment când vorbim și va mai dura acest fenomen undeva până prin septembrie, octombrie încolo, deja este cum să spunem, suntem la impact cu marginea acestui val de energie care a ajuns pe Pământ. Ori dați-vă seama dacă, exact ca la mare, da? Suntem la mal și așteptăm să vină valul din larg. Apropo și... de NASA și de tot felul de teorii, scuză-mă, astăzi vedeam la un post de știri în care ni se anunța că în luna septembrie se vor produce diverse fenomene mai puțin cunoscute, foarte puțin plăcute. Ei, aici e o chestie care îmi place să vorbim despre ea și o să o explicăm. Aș vrea să-mi spui câteva cuvinte. Pentru că deja circulă pe internet un curent de opinie care devine din ce în ce mai mare. Sunt foarte mulți care aderă la această chestie. Oamenii simt că este adevărat ceea ce se spune. Și științific și spiritual. Adică tu crezi că ne apropiem de un sfârșit în luna septembrie? Nu un sfârșit, este un mare prag care va fi trecut doar de cei care înțeleg ceea ce se întâmplă. Adică, mai exact, crezi că vor veni niște cataclisme, că se vor produce... Cataclisme nu, deși, mă rog, dacă vedem calipul asta care e la noi... Era vorba de impactul cu un asteroid de 4 nu, km. Nu, nici vorbă, nu. Teoriile astea catastrofiste nu și-au loc în această realitate, dar s-ar putea, o să constatăm, da? De exemplu, lumea a fost mult mai mult afectată de criza din 2008 care a declanșat pe toată planeta această penurie de posibilități decât de căderea, dacă ar fi căzut un meteorit undeva în lume. Deci, faptul că ar cade un meteorit, nu știu, oriunde în lume. Deci am ajuns să ne afecteze exact, partea economică. Exact, deci aceste lucruri care tot noi le-am dirijat și le-am făcut, ne pot afecta mult mai mult decât să cadă un asteroid, nu știu unde, în ocean sau pe continent. Sigur, Doamne ferește să nu cadă într-o zonă locuită, într-o metropolă. Da. Chiar și unul de 50 de metri este suficient. Dacă ar cade, luăm așa teoretic, într-un cartier, dintr-un oraș din lume, deja vorbim despre o catastrofă. La niște dimensiuni atât de mari afectează tot globul. Da, pentru că nu atât masa provoacă daune, cât unda vibrațională. Da? E Hai, foarte bine cercetat. Întoarcem la luna noastră și vorbim... Deci, exact ca la mare, noi suntem la țărm și așteptăm și ce plăcere sunt când luăm și spargem valul. Da, avem senzația. România, care este o țară vărsător. Da, vărsător. Da. Cum este influențată de această lună albastră? Ajungem și acolo. Dar ce vreau să spun este că oamenii trebuie să se pregătească, pentru că, de exemplu, canicula asta a mai fost și acum 3 ani și acum 5 ani. Știu acum de a fost la, o perioadă foarte lungă. Știu de la știri, mi-aduc aminte, vedeam pe canalele de televiziuni, arătați și din Franța și din Spania, oameni leșinați de căldură, făceau baie în fântânile publice și oricum se simțeau prost din punct de vedere al disconfortului. Dar de data aceasta, perioada foarte, canicula foarte lungă, nu este mai mare decât și... acum. Nu, au fost mai mulți factori, deci umiditatea foarte mare. A crescut și... acest factor de disconfort al umidității, exact. A crescut foarte mult umiditatea. Exact. Este efectul ăsta de seră pe care îl resimțim din ce în ce mai Se explică în felul următor. Și știința acum vine și confirmă că înainte de a se întâmpla în fizic, se întâmplă în plan cuantic, adică în planul energetic. Și atunci avem de-a face cu o situație în nevăzut, adică în planul cuantic, subtil, care determină această creștere exagerată sau e prea mult pentru noi. Această umiditate care zici că nu că faci saună, pur și simplu după 5 minute dacă ai făcut... Da, se mărește disconfortul. Deci este mult mai accentuat. Ori, asta este
Asta e marginea valului care a venit la noi, a ajuns. Dați-vă seama ce o să se întâmple în următoarele săptămâni și luni până în septembrie, când valul ăsta, după măsurători, este un val emis de o sursă foarte intensă de radiații cosmice din centrul galaxiei noastre, o să ajungă și la noi pe Pământ și veți resimți aceste influențe sub o formă sau alta, dar în general o veți resimți ca pe o stare care practic o să ziceți că luați foc pe dinăuntru. Și oricum în toamnă clima se va mai echilibra, deci nu va mai fi așa de cald ca acum. Da, normal. Dar oricum spre... veți simți aceste aceste energii care o să-i răvășească pe oameni în interior foarte tare. Foarte mult. Și este important ca fiecare să-și cunoască natura corpului, de exemplu, ca să spunem așa pe scurt, gemenii, balanțele și vărsătorii sunt pe energia mișcării, deci energiile astea care vor veni și ceea ce se va întâmpla îi va afecta din punct de vedere al mișcării. În ce fel îi va afecta? Păi, aceste zodii de aer sunt pe relaționare, pe comunicare. Mă duc, mă întorc, discut... Am înțeles că pentru ei este totuși benefic. Da, pentru că vor reuși să... E ca iepurașul cu bateria, să nu spun numele. Da. Vor avea mai multă energie. Vor avea mai multă energie și vor rezolva ceea ce a stagnat de niște... Da, dar atenție, cei care au probleme de sănătate, semnele de aer, s-ar putea să manifeste în continuare la interior, chiar dacă nu arată, stări anxioase și spasme. Dacă au probleme la nivel organic, să spun eu, cum se zice, lipsa de calciu, lipsa de anumite minerale, pot provoca spasme musculare, da? E, semnele de foc, deci berbec, leu, săgetător, sunt pe energia metabolică. În cazul în care sunt ok pe starea de sănătate, vor constata că randamentul lor crește foarte mult în raport cu impactul acestor energii cu propria persoană. Deci sunt lucruri care au început acum la luna albastră și vor continua în următoarele săptămâni și luni. Cei care din aceste semne, berbec, leu, săgetător, au probleme, să ne gândim, de exemplu, mai ales la persoanele vârstnice, vor avea probleme de piele, da? Renale și pe ficat. Mai mari decât până acum. Mai mari decât în normal. Pentru deci că... se meargă la doctor să caute. Depinde, și... că unii vor, alții nu. Găsească... Eu am auzit pe foarte mult și nu sunt de acord cu chestia asta, oamenii în vârstă, decât să știu ce am în corp, mai bine nu mă duc. Nu știu cât de bună este această idee. Că, până la urmă... Da, trebuie să mergi să te controlezi, să te tratezi. Exact. Mai departe, hai să mergem la semnele de pământ. N-am terminat cu semnele de foc. Pe partea bună a lucrurilor, cei care sunt optimiști și nu se lasă așa cu una, cu două, vor resimți, deja se resimt aceste energii, vor constata, foarte interesant, că gradul de inteligență, IQ, le va crește. Mai ales la tineri și cei care au examene și se pregătesc pentru tot felul de chestiuni, o să constate că au acces mult mai ușor, începând cu această lună albastră, la niște proiecte, la niște afaceri, în anumite cercuri, da? Unde era mai greu până ieri în alte, o să constate că ceva se întâmplă, li se deschid niște uși și vor avea niște facilități. Și încă un lucru, pentru că sunt semne de foc, energiile astea care se deversează acum și care au produs această caniculă, pe lângă alte fenomene, pentru berbeci, lei și săgetători, o să fie o perioadă în care se vor simți oarecum în elementul lor. Pentru semnele de pământ, vorbim despre fluidele specifice elementului kappa, da? Pământ și apă. Și acest capa se raportează și la semnele de apă. Deci semnele de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și de apă. Rac, Scorpion, Pești. Ce se întâmplă începând cu această lună albastră încolo? Pentru cei care
încă au o stare de sănătate bună, vor constata că dacă se lovesc, dacă se taie, dacă se arde sau se întâmplă o chestie, vor constata că aceste plăgi, tăieturi sau ciorave, se vindecă de 3 ori mai repede. Foarte interesant, pentru că este impactul interior pe nivele subtile cu această energie, cu această încărcătură adusă de luna albastră, care oricum se va manifesta ulterior ca un ecou mult timp. Cei care au ușoare probleme de sănătate vor constata că nivelul imunitar se îmbunătățește fără deci până la urmă e bună și în albastră. E bună și în albastră, de ce să nu fie albastră? Foarte bine. Așa. Oferă forță, vigoare și stabilitate. Asta este valabil și pentru semnele de apă, da? Cei care au trăsături de caracter negative și o mai dau în bară sau au un dezechilibru al sănătății, vor constata că se vor îngrășa, vor avea mari probleme de asimilație. Și aici vorbim mai ales pentru semnele gurmande, cum ar fi racul sau taurii, da? Semnele de pământ și de apă care sunt gurmande. Pentru că dacă au un dezechilibru care provine din caracter, modul în care interacționează cu cei din jur, aceste dezechilibre mici pot să se transforme în lucruri, în dezechilibre majore care duc spre lăcomie, invidie și atașament. Deci s-ar putea de acum încolo cei care încă nu sunt suficient echilibrați să se îngrașe și degeaba țin diete, să constate că nu se mai mulțumesc cu ceea ce au și o să caute și o să vrea și o să aia și o să aia și nu o să ajungă, pentru că din ce vrei mai mult, din aia nu o să ai, cum se spune, și o să constate că vor vorbim aici de posibilități, nu neapărat că e bătut în cuie, dar s-ar putea să se întâmple. Vor constata că fac o pasiune de asta oarbă pentru nu știu ce obiect sau o relație sau ceva care oricum nu este bun pentru ei. Din perspectiva acestor lucruri, există și cele trei tipuri de personalitate. Rajas, care este modelul mijlociu, intelectualii, eu așa le spun, Tamas, oamenii materialiști, și Sattva, oamenii spirituali, care tind spre spiritualitate. Ori această fază de lună plină, luna albastră, se face pe axa leu vărsător. Vărsătorul, apropo de România, că este sub semnul vărsătorului, e posibil, n-am avut timp, dar probabil săptămâna următoare, dacă o să facem alte emisiune, o să corelez cu harta României acest moment astral, dar tare mie că este începutul unei stări de lucruri care să se schimbe. Începutul unei schimbări. Da. Dacă vrem să o spunem așa, de exemplu, vărsătorul care este casta 11 înseamnă și Parlamentul și Guvernul, instituțiile țării. Și în opoziție cu Soarele care este în leu, Taman, primul ministru și președintele, înseamnă că vor nu vor, toți vor trece prin aceste schimbări, pentru că să fim sinceri, cu ceea ce vine din univers nu poți să te pui, poți să te ascunzi într-un bunker de plumb cu nu știu ce pereți, că oricum pe nivelul subtil tot te ajunge energia respectivă și vei suferi transformarea ca urmare a acestui fenomen. Ori, este important de știut că nu există aspect de cuadratură, deci aspect negativ la această fază de lună nouă, luna albastră, ceea ce înseamnă că efectele aduse de ea se pot desfășura mult, mult mai ușor decât în alte circunstanțe, cum a fost, de exemplu, luna trecută, când luna a fost conjunctă cu Pluton în faza de lună plină și a făcut cuadratură cu axa nodurilor lunare, deci axa destinului pentru întreaga omenire. Ei, acum nu mai există această conjunctură. Energia lunii albastre acționează fără echivoc, fără nicio opreliște. Și este foarte interesant că după momentul de lună plină se îndreaptă spre cuadratura cu Saturn din Scorpion. Și ceea ce a adus această fază de lună albastră se va deversa, vorbim acum pe mecanisme karmice, prin intermediul lui Saturn, care este profesorul zodiacului. Și atunci, dacă el este în Scorpion,
fiind și retrograd, el mai are vreo săptămână și iese din retrogradare, deci este pe ultimii metri în care, pentru toată lumea, Saturn va distribui tuturor, de la mic la mare, nu contează, aceste prime efecte ale lunii albastre, în ce sector de viață? Scorpionul, da? Care pentru fiecare înseamnă, de exemplu, pentru berbeci înseamnă casa 8-a, rambursări de sume și rupturi, pentru Taur înseamnă asociații, pentru Gemeni înseamnă casa muncii, pentru Raci înseamnă casa relațiilor afective și a copiilor, pentru Leu înseamnă casa familiei, pentru Fecioară înseamnă casa relațiilor, pentru Balanță înseamnă casa muncii și a banilor, pentru Scorpion înseamnă atitudinea propriu-zisă, pentru Săgetător înseamnă casa 12-a, posibile internări sau probleme de sănătate, pentru Capricorn înseamnă casa 11-a, sistemul de relații, pentru Vărsător înseamnă casa 10-a, deci luna albastră aduce schimbări importante în domeniul profesional, iar pentru Pești este casa nouă, proiecte, străinătate și tot ce ține de valori spirituale, și notariat și alte activități care sunt incluse în acest domeniu al casei nouă. Deci am trecut foarte repede în revistă efectele lunii albastre asupra fiecărei zodii în funcție de ce înseamnă Scorpionul pentru fiecare. Te-ai încadrat perfect în timp, luăm o scurtă pauză, revenim. Am revenit după pauza de publicitate, citeam acum un atitudine luată de cei de la NASA vis-a-vis de ceea ce este trecut pe internet, vis-a-vis de articole de pe internet. NASA nu știe nimic despre niciun asteroid sau cometă care urmează să intre în coliziune cu Pământul, deci nu există posibilitatea unei ciocniri majore în următoarele 100 de ani. Așa că stați liniștiți, nu vine nicio cometă, niciun asteroid. Vorbim despre luna albastră care aduce și bine, aduce și mai puțin bine, dar mai mult aduce bine, energie mai multă, da. Depinde cum știm să o folosim. Păi, hai să vedem luna septembrie ce ne aduce. Un moment, ca să-i lămurim pe telespectatori, mulți pe internet și în ziare și am constatat că foarte multă lume... Da, fiecare toamnă începe așa o nebunie vis-a-vis nu de apocalipsă. Multă lume ignoră pe cei care explică corect și le dau un răspuns, aici nu pun neapărat pe nevoia lor de senzațional, dar ei oferă credibilitate acelor surse care le prezintă informația de acest gen într-un mod spectaculos. Vai, o să cadă meteoritul peste noi. Nu. Trebuie spus foarte clar, pentru că se dovedește prin... Mai rău este când aceste știri sunt preluate de către posturile de televiziune, da, de către posturile de știri. Da, și sunt difuzate și în mod obsesiv. Panică, sunt... Nici măcar nu se explică următorul lucru foarte simplu în astrofizică. Doar cei meteoriți sau asteroizi care în traiectoria lor intră între Pământ și Lună riscă să fie atrași de Pământ. Deci la mai puțin de 300.000 de kilometri față de suprafața planetei. Aceia sunt periculoși. Cei care trec dincolo de orbita Lunii, cistit, n-au nicio treabă. M-am liniștit când l-am ascultat pe domnul Emil Străinu, exact, care ne-a lămurit exact. De altfel, asta este opinia conform tuturor cercetătorilor în astrofizică de pe tot globul. Deci sunt niște chestii foarte clare, foarte concrete. Eu le-aș sugera celor care ne privesc în momentul de față să doarmă liniștiți în fiecare seară, că nu o să ne cadă niciun meteorit în cap. Cel puțin de acum într-o 100 de ani, să spunem. Probabil o exista vreunul care la un moment dat în istoria omenirii, în viitor, o să se ciocnească, nu știm. Aceste lucruri sunt aleatorii, oarecum. Dar în ceea ce privește valul ăsta de obsesii și panică, nu face bine nimănui, pentru că în primul rând bagă frica în oameni și frica știm cui folosește, celor care vor să manevreze mintea și conștiința oamenilor ca să nu ne dăm seama în ce univers trăim, să spunem așa. Apropo de aceste evenimente care sunt convergente către luna septembrie, există o tradiție mai veche de cel puțin câteva secole care spune că odată la 7 ani
se întâmplă un eveniment major. Și ei spun că deja în septembrie anul trecut a început acest an, care se numește, mai pe românește, anularea datoriilor sau ștergerea datoriilor, și să luăm seama foarte bine în acest an de zile, și oricine vrea poate să ducă oriunde pe internet și la orice ziare să consulte sursele. În Europa, de exemplu, ce a persistat aproape un an de zile? Criza din Grecia. Da? Deci vorbim despre niște lucruri clare, concrete. Se poate ca în septembrie care urmează această anulare de datorii să vizeze exact această stare a Greciei. E, vorbim acum, venind mai pe pământ sau în concretul cotidian, dacă se va anula această cifră imensă a datoriei Greciei către cei care au creditat acest stat, sigur că în cifre pe hârtie reprezintă o sumă imensă care va fi suportată de toate țările europene, fiecare stat și națiune în funcție de starea în care se află. Pe de altă parte, acest septembrie vine și cu alte aspecte mai interesante decât o eventuală revenire a crizei economice. Dar ca să nu ieși din context, mergeți în urmă cu 7 ani, din septembrie 2015, și vedeți ce s-a întâmplat în septembrie-octombrie 2008. A avut loc această cădere a bursei, crahul, cum se spune, a intervenit criza financiară mondială. Dacă vă duceți mai înapoi cu 7 ani, avem evenimentele din 11 septembrie 2001 și tot așa, dacă vă duceți cu câte 7 ani în urmă, la un anumit moment din anii respectivi, veți găsi câte un eveniment major care s-a petrecut pe planetă. Sigur că nu toate au legătură cu finanțele sau cu starea economică, pot fi, de exemplu, informații cum a fost, dacă nu mă înșel, în 1984 sau în 1979, nu mai știu exact, când a fost eliberat Nelson Mandela și a devenit președinte în țara în care el a fost un prizonier. A murit între timp, dacă nu mă înșel, acum vreo 2 sau 3 ani. Deci, evenimente majore se întâmplă odată la 7 ani, care ulterior imprimă o altă direcție de manifestare pentru întreaga omenire. Că este una politică sau economică sau financiară sau socială, depinde de conjunctura acelui moment. Probabil că în toamna acestui an o să asistăm, cel mai probabil pentru că și astrele spun astfel de lucruri, la o revigorare economică, pentru că intră Jupiter în Fecioară. Și aici eu am pe telefon un program foarte deștept care îmi calculează niște poziții astrale. Așa. Și, de exemplu, cu o lună înainte de 25 septembrie avem luna plină în Pești. Da? Și avem în opoziție exact 2 planete pe semnul Fecioarei, Soarele și Jupiter. Ori acest lucru vine și spune despre faptul că se va schimba ceva din perspectiva unei sau legislației financiare la nivel mondial. Deci, atenție, rețineți, vă rog, s-ar putea să se adopte o lege care să fie impusă tuturor țărilor la nivel mondial. Iar luna fiind în Pești, luna guvernând planul emoțional, să spunem, și fiind în Pești, atinge și partea credinței pentru fiecare cetățean planetar, putem vorbi despre o conjunctură care să afecteze latura spirituală, că Jupiter înseamnă spiritualitate. El guvernează săgetătorul. O conjunctură spirituală care să elibereze acest stres din populație, că depindem numai de bani. Nu. Înainte de a depinde de bani, depindem de noi înșine, în primul rând. Da? Pentru că fiecare dintre noi își face viața cum consideră, până la urmă. Ori, mergând mai departe, pe acest considerent, ia să vedem un pic, vorbim despre această fază de lună
plină în semnul berbecului și sunt tare curios să văd dacă în septembrie luna trece și peste nodul sud și peste Uranus, care este patronul schimbării pentru întreaga societate. Vorbim despre chestiuni care, din punct de vedere social, fiind ultima cuadratură între Uranus și Pluton din Capricorn, sunt ultimii metri ai unei schimbări planetare majore care poate să influențeze într-un mod direct și fără echivoc întreaga societate umană de pe planetă, pentru că nodul sud vine cu energii karmice din trecut. Și atunci, dacă intră în ecuație Uranusul, care este în berbec, vorbim despre o răsturnare de proporții care se petrece la nivel mondial. Uranus, de exemplu, dacă vrem să o luăm așa stricto senso, poate să însemne și Organizația Națiunilor Unite, da? Forul tuturor statelor la nivel internațional. Deci se schimbă ceva la nivel global. Exact. Și este foarte important, după faza de lună plină din pești, cum spuneam, în opoziție cu Soarele și Jupiter, dacă se adoptă o schimbare legislativă extrem de importantă la nivel mondial, pentru că ați văzut, dacă se mâine, dacă știu eu, la Bruxelles se decide ceva, toate statele europene trebuie să se alieze la noile cerințe și așa mai departe, în funcție de ce se cere. Dar, după cum vedem, asistăm și luna aceasta albastră vine și pune capac unei stări de lucruri care a devenit anacronice, suntem pe muche de cuțit. Este ca și când traversăm peste o prăpastie și trebuie să ajungem dincolo, iar podețul este foarte, foarte subțire și este important dacă în acest demers reușim să ne ținem echilibru pentru a traversa pe această muche foarte, foarte subțire, care poate să însemne discernământ din multe puncte de vedere, pentru a ajunge dincolo, adică să rezolvăm situația, să ieșim din ea, să intrăm într-o altă stare, astfel încât să nu pierdem ce am acumulat până acum. Este un lucru foarte important ca să înțelegem acest aspect, deoarece, de exemplu, la nivel local, să spunem că România, cum am zis, fiind patronată de vărsător, orice interaspect care survine peste Uranus din berbec la ora actuală, vine și amprentează viața societății românești într-un anume specific. Dacă este Marte, să spunem, la predicțiile care le-am făcut eu pentru săptămâna următoare, Marte este în rac și va face cuadratură cu Uranus. Deci vorbim despre modul în care se va decide despre finanțele țării noastre. Și dacă ne uităm cu 24-48 de ore în urmă, știm cam ce s-a discutat în cercurile financiare românești, da? O lege care să se adopte așa ca un fel de consorțiu care să coordoneze niște activități fiscale. Ori ne apropiem cu pași repezi de o schimbare majoră, nu neapărat în exterior, ci în conștiința oamenilor. Suntem foarte aproape de punctul în care oamenii înțeleg o realitate care devine tot mai concretă. Nu mai avem ce pierde. Deci am ajuns într-o stare de lucruri în care, cu minim de condiții, să spunem așa, de afirmare și de existență, avem de ales. Ceea ce lăsăm în spate este evident că nu ne mai poate fi de folos, pentru că trecutul, cum se spune, nu mai îl poți aduce înapoi, iar ceea ce avem înainte nu este neapărat ceea ce ni se oferă, știu eu, de către alte foruri de afară sau de conjunctura internațională, ci este ceea ce alegem noi. Și vorbim de faptul că această lună albastră premerge ceea ce va avea loc pentru România din punct de vedere al evenimentelor sociale, premerge o schimbare de atitudine în ceea ce privește modul în care cetățenii încep să își dea seama despre chestiile care
de care au cu adevărat nevoie în viața lor. Ori, sigur că nu putem să trăim rupți de contextul internațional, dar este foarte important dacă știm cum e vorba noastră din popor să ne facem ordine în propria ogradă. Pentru că nu o să vină nimeni să-mi cultive mie grădina sau să-mi iude florile, să spunem așa. Okay. Ori această lună albastră de pe semnul vărsătorului vine și desface un nod. Eu îi spun un fel de blocaj la nivel karmic pe națiune, emoțional, adică noi nu reacționăm. De exemplu, astăzi am fost undeva, așa ca un scurt pasaj, și eram într-o incintă cu o persoană la o discuție. Și afară pe trotuar, prin vitrină, la un moment dat am văzut un domn, era între două vârste, s-a așezat pe mine și și-a pus capul rezemat de cot pe un stâlp de ăla de plastic de la marginea trotuarului. Lumea trecea pe lângă el și uita, sigur că nu dădea semne că ar fi fost consumator de băuturi alcoolice, dar pe căldura asta sigur că poți să ai o problemă, sigur, nu? Cu sigur. Sănătatea. Nu s-a oprit nimeni să-l întrebe dacă se simte bine, dacă a pățit ceva. Deci vorbim despre atitudine. Ori, acest lucru probabil undeva spre septembrie este pe cale să se schimbe, pentru că deja în planul subtil, pentru noi, cetățenii români, survin niște schimbări. Spuneam că primul sector care va suferi schimbări este cel relațional. Adică, ce se întâmplă? Ca să fie lumea în cunoștință de cauză, să știe mai concret. Multe relații care, să zic, aveau ani la activ, relații de prietenie, în primul rând, vor fi puse pe butuci. Nu dintr-o dată, bineînțeles, adică în 24 de ore, dar probabil de-a lungul la câteva săptămâni. Vor fi reevaluate până la... Da, așa. Datorită faptului că mulți dintre cei care se vor afla în astfel de conjuncturi vor înțelege că locul lor nu mai este acolo. Și ca să poată să meargă mai departe, trebuie să urce pe altă vibrație, să spunem așa, pe altă atitudine. Multe relații de cuplu se vor desface. Vorbim de cele în care nu este sub formă de căsătorie, adică relații liber consențite. Cele care au la activ mulți ani de căsătorie vor avea probleme din punct de vedere al libertății personale. Adică va exista o confruntare de atitudine, în sensul că e foarte posibil ca partenerii conjugali să nu mai țină seama de părerea celuilalt. Și în cazul în care se înțelege bine această chestie, lucrurile în căsătorie merg mai departe frumos și fiecare își respectă propriile alegeri. Desigur, acolo unde nu există un nivel suficient de înțelegere a unei astfel de chestiuni, pot surveni lucruri destul de neplăcute. În altă ordine de idei, mulți își vor schimba locul de muncă sau mai mult decât atât. Există un procent care își vor schimba locul de muncă, dar mai mare este procentul celor care își vor pierde locul de muncă. Ori toate aceste lucruri se întâmplă cu un tâlc, cu un scop. Totul este dirijat de undeva din univers, din nevăzut, astfel încât să putem avea posibilitatea în această toamnă a unei alegeri concrete. Pe de o parte vine în exterior această mare schimbare care este preconizată pentru septembrie-octombrie, în plan... Deci, practic, schimbările vor fi și din interior și din exterior. Da. Deci undeva... E, da, cred că e pentru prima dată. Da, da, atenție, că aici vor veni la confruntare. Pentru că în exteriorul societate sunt schimbările impuse de mecanisme și de evenimentele care se întâmplă. Da, e da. Firesc. Dar pe interior, schimbările vin de sus, din spațiile dimensionale, care ne ajută să ne schimbăm, să scăpăm de balastul trecutului, să începem să trăim frumos, înțelegând o astfel de relație cu viața și cu universul. Și atunci, ceea ce se întâmplă în indivizi va fi luat în considerare mult mai repede și, înainte de toate, în raport cu ceea ce vine din exterior. Și atunci omul spune, decât să intru într-o conjunctură în societate proastă, mai bine stau pe loc și încerc să mă elevez ca ființă. Poate să întrebe cineva care ne privește de acasă, bun, dar să zic cerșetorul de pe stradă, cum se elevează ăla? Păi are și ăla un punct de vedere a lui despre viața pe care i-a dat-o Dumnezeu. Exact. Și atunci vorbim despre faptul că nu există o... cum să spun eu, o chestie dată pentru toți, ca o lege valabilă pentru toată societatea. Dar fiecare va încerca să schimbe ceva, de fapt va simți său.
că exact. Trebuie să schimbe ceva. Pe de altă în parte, vorbim său. Despre faptul că cei care resimt aceste schimbări, mai ales la interior, vor simți că ceva se întâmplă în ei, se desfac niște noduri și vor percepe că au acces la mult mai mult decât până acum. Vor înțelege mult mai mult. Unii s-ar putea să aibă și flash-uri, declanșări de capacități spirituale. Pe de altă parte, la nivel cerebral, toate astea care le spun eu încep cu luna albastră. La nivel cerebral s-ar putea unii care sunt mai pregătiți, să spunem, o să constate un randament în lucru foarte sporit, o să-i sperie pe cei din jur. De-aia recomandarea în cazul celor care ajung într-o astfel de situație să fie prudenți la modul în care lucrează cu ceilalți. Pe de altă parte, cei care... Să ia lucrurile încet, încet. Da. Cei care au rămas pe un anumit nivel și nu vor sau le e greu să facă schimbarea, vor simți cum sistemul nervos și procesele cerebrale parcă le iau foc în interiorul cutiei craniene. Da? Deci vorbim despre efectele pe care luna albastră le aduce. Pe de altă parte... Perioada asta se cheam, este tot una cu acea perioadă despre care se vorbește că este, se va ridica vălul. Da, acea da. Ridicare a vălului, metaforic. Mulți deci oamenii că... vor vedea lucrurile cu alți ochi, vor înțelege altfel. Sigur. Mulți spun, de exemplu, că există ceea ce se cheamă evenimentul. Condițiile pe planetă pentru eveniment deja sunt întrunite aproape 100%. Ce înseamnă asta? Se schimbă niște raporturi de forțe pe planetă. Omenirea nu mai este atât de restricționată în accesul ei către adevăr. Și atunci raportul între bine și între pozitiv și negativ, să spunem așa, a ajuns la un echilibru. De acum încolo, iar acest eveniment se va declanșa în toamnă cu siguranță, dar de acum încolo, ceea ce va urma depinde numai și numai de alegerea oamenilor. Și se pare că vor fi din ce în ce mai mulți care se trezesc și înțeleg despre ce este vorba, așa cum spuneam, și vor face aceeași alegere către pozitiv. Adică ce înseamnă asta? Lăsăm în urmă tot ce a fost neplăcut, începem să conlucrăm, să punem umărul, să refacem niște chestii. Sunt foarte multe de spus aici, dar la modul general și sintetic, vorbim despre o schimbare pe care toată lumea așteaptă. Întrebarea este, vor exista cei care să iasă în față să spună, uite, așa trebuie făcut, haideți cu noi? Rămâne de văzut. Și mai ales pentru societatea noastră românească, rămâne de văzut cum va reacționa masa de români, masa socială, la aceste schimbări care vor surveni în această toamnă. Și să nu uităm că, de exemplu, pe 22-23 septembrie este și echinoxul de toamnă. Da? Moment foarte important când pe planetă se coc niște energii. Eu am descoperit un mecanism al echinoxilor și solstițiilor și l-am scris și în revistă, nu știu dacă l-am spus și într-una din emisiunile mele. Solstițiile și echinoxile sunt portaluri foarte mari de energie. Între ele sunt alte portaluri mici de energie care s-au deschis la nivelul suprafeței Pământului, prin care sunt deversate energii foarte intense. Și ce se întâmplă? Această aliniere galactică cu centrul galaxiei, pentru că este legată de precesia echinoxilor, permite unei unde masive de energie care provine din centrul galactic să treacă prin zona Sirius. Acum vorbim și științific și ezoteric, iar din Sirius este dirijată o parte din această energie către soarele nostru. De aceea este și explicabil din punct de vedere științific al celor de la NASA faptul că în ultimii 3-4 ani activitatea solară s-a intensificat foarte mult. Iar de pe Pământ, sigur că o parte din această energie de pe Soare ajunge și pe Pământ, o parte din această energie și o resimțim cu toții nu numai sub forma acestei canicule, ci și a acestei nevoi sau acestei stări care la noi, la români, poate fi tradusă prin următoarea simptamă. Gata, e prea mult, e prea destul ca să
folosesc așa un pleonasm. Și acest fenomen va fi continuat pentru că este declanșat de această lună plină învărsător, luna albastră, va fi continuat în lunile următoare cu un aport și mai mare de energie. Deci, gândiți-vă că dacă acum, și nu vorbim de căldura termică de afară, vorbim de căldura energetică pe care o resimțim. De valuri de energie. Da. Vorbeam de valuri de energie, da, care pentru sunt... Pentru că știți cum se simte? Din în afară a doua de parte a anului imediat. Da. În afară de faptul că parcă stăm într-o saună, această căldură energetică, deci nu termică solară, atenție, energetică, de exemplu, bioterapeuții și clarvăzătorii o pot percepe, este ca un fel de abur care iese din corpul și din aura persoanei. Și așa se explică această stare de disconfort, că, de exemplu, poți să stai în casă și sunt convins că mulți dintre privitori au pățit chestia asta în ultimele zile. Poți să stai în casă cu, știu, aer condiționat. Uite, avem și o prietenă, scuză-mă, prietena emisiunii noastre, care ne-a trimis o lună plină de la Dubai, care o lună care bate în albastru, a noastră nu. Asta? Am eu aici, dar nu prea se vede bine. Da, poți să ți-o arăți, o vezi? Da. E chiar bate în albastru. Da, 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 da. Luna de la noi este galbenă. Mi-au spus băieții de regie, au fost acum afară și au făcut câteva poze. Foarte interesant este ca la perioadele în care se declanșează cu tremure. Este vorba de compoziția atmosferică la acel moment, care în anumite zone ale lumii poate să dea tent albastră sau sângerie sau portocalie sau chiar, violetă. Da, ușor rozalie. E, vorbim despre faptul că în acele zone încărcătura energetică de pe subtil este mult, mult mai mare decât în alte zone. Și este un lucru foarte interesant de remarcat în ceea ce privește aceste efecte, pentru că luna albastră ce face? Ea este responsabilă de inconștient. Reacțiile noastre față de probleme, reacțiile pozitive, bineînțeles. Axa leu vărsător va accentua, datorită acestui fenomen, pe mai departe, în următoarele săptămâni, un conflict între emoție și decizie. Și este foarte important că deci o să afecteze de la vreo... la decizii. Da, o să afecteze pe toată lumea. Nu contează că poți să fii și președinte de stat și președintele ONU, tot om ești, ai o aură, ai niște chakre și mai departe. Ori această stare în care vor fi toți se va pune în mișcare la următoarea lună plină, care va avea loc în Pești, exact ce spuneam, pe 28 sau 29 august. Iar efectele faptului că se pun în mișcare în 29 august se vor vedea în septembrie. Și este foarte interesant pentru că luna plină în septembrie coincide cu, mai mult sau mai puțin, o să-mi arate imediat programul de pe telefon, va coincide cu, cu echinocțiul de toamnă, va coincide cu acest eveniment despre care se vorbește, 13-25 septembrie, și mai ales cu declanșarea condițiilor de a se întâmpla evenimentul. Evenimentul ce înseamnă? Foarte multă lumină a fost infuzată pe pământ, lumină din dimensiune superioare, de la maestri spirituali din Tibet, din India, din alte zone ale lumii. Deci trăim într-un moment extrem de important pentru întreaga omenire, care este legat de ceea ce se va întâmpla în septembrie. Și se spune că acest eveniment este unic. Odată la 49 de ani se întâmplă o mare schimbare. Se pare că al 49-lea an este chiar acum în septembrie. Da? Și, de exemplu, să calculăm cât înseamnă din 2015 49 de ani. Deci, 66, dacă nu mă înșel. Da. Ce s-a întâmplat în 1966?
Dacă puteți, cei care aveți internet acasă sau cărți de istorie, duceți-vă și vedeți ce s-a întâmplat în 1966. Deci cu 49 de ani în urmă. De exemplu, dacă o luăm la noi așa și să calculăm, pentru că tot vorbim despre România aflată sub semnul vărsătorului, știm că în 65-66 fostul președinte al României de pe celălalt regim a preluat conducerea. Și de atunci a urmat pentru România o perioadă chiar foarte bună, până prin anii 80, când s-au redus condițiile economice și sociale, știm din ce cauză, și s-a ajuns la declinul respectiv care a cauzat ceea ce a cauzat în 1989. Dar dacă mergem și mai în urmă cu 49 de ani din 1966, găsim 1917. Am ajuns la finalul emisiunii. Care a fost anul de premergător încheierii primului război mondial. Deci sunt lucruri foarte, foarte importante. Numai un picuț mai avem aici să le spunem pentru 18. Hai că... mi-a sărit. Dar cred că undeva s-ar putea să fie... da, nu vrea să mă asculte programul. Probabil o să fie luna plină în Taur, nu, în Berbec, pardon, și tare mie că o să fie conjunctă cu Uranus, cum spuneam, și cu Nodul Sud, ceea ce înseamnă un mare, o mare ușă care se deschide omenirii. Doamne ajută! Da? Pe Uranus nu-l poate controla nimeni. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ne-ați ascultat ca de fiecare dată, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm vinerea viitoare la aceeași oră. La revedere! La revedere!